Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt, răbdând până la capăt. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Atenție, fraților, la prima întunecare a luminii voastre, la prima neglijență a rugăciunii, la primul simptom de ațipire spirituală. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Exercitarea credinței și a iubirii îi face pe cei credincioși să strălucească asemenea unei lumini în lume. Ceea ce dă fericirea nu este bogăția sau intelectul, ci adevărata valoare morală și simțământul datoriei împlinite. Voi puteți avea răsplata biruitorului și să stați înaintea tronului lui Hristos să-i cântați laude în ziua când îi va aduna pe sfinții săi. Dar hainele voastre trebuie să fie curățite în sângele mielului și iubirea trebuie să vă acopere ca un veșmânt și să fiți găsiți fără pată și fără cusur.